ANSVSA recomandă populației ca în perioadele cu temperaturi ridicate să acorde o mai mare atenție modului în care păstrează sau prepară alimentele și a locurilor de unde acestea sunt cumpărate. Să cumpere produse alimentare numai din locuri sau spații înregistrate sau autorizate sanitar, veterinar și pentru siguranța alimentelor, pentru că le oferă garanția unor produse sigure care sunt controlate sanitar, veterinar și pentru siguranța alimentelor și care sunt depozitate în condiții corespunzătoare de temperatură și igienă. Odată cumpărate, produsele de origine animală trebuie să fie păstrate în frigider. Alimentele care urmează a fi depozitate în frigider să fie ambalate separat și menținute în decursul perioadei de valabilitate la temperaturile indicate pe ambalaj. Alimentele gătite trebuie păstrate în recipiente acoperite. Produsele care au fost decongelate nu se recongelează pentru a fi preparate sau consumate ulterior. Îndepărtați alimentele alterate, sunt o sursă de contaminare pentru celelalte alimente. Spălați bine fructele și legumele înainte de a le depozita în frigider și înainte de a le consuma. De asemenea, fiecare direcție sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor se va asigura că la nivelul fiecărui județ al municipiului București, agenții economici vor respecta evitarea expunerii la vânzarea produselor de origine animală în locuri și spații care nu asigură temperaturi adecvate și condiții de igienă corespunzătoare, verificarea condițiilor de manipulare, depozitare și transport al produselor de origine animală în toate unitățile autorizate sau înregistrate sanitar veterinar și în mod special al produselor perisabile, carne preparată și carne tocată, pește, ouă, lapte și produse din lapte, confiscarea, denaturarea și distrugerea produselor de origine animală alterate sau depreciate pe timpul transportului, distribuției și depozitării sau comercializării, interzicerea transportului produselor alimentare în cazul neasigurării temperaturilor adecvate pentru menținerea lanțului frigorific, interzicerea comercializării și punerii în consum a cărnurilor care nu au fost inspectate, ștampilate și certificate sanitar-veterinar.